Salut, Carlo! S-a jucat viitorul Juventus București 4-1 și ai debutat și tu la echipa de viitorului. Felicitări! Cum a fost? A fost un meci bun. Prima experiență la echipa mare, adică într-un meci amical. Am jucat cu o echipă bună din Liga 3 Am mai jucat și cu ei, am mai avut un cantonament înainte de a veni la echipa mare toți juniorii și am mai jucat cu ei, îi cunoșteam. A fost un meci bun, am câștigat, și a crescut și moralul echipei. Urmează următorul meci în Grecia, unde mergem să câștigăm. Cum vezi amicalul cu Palantina-Ecosia, un adversar de renume? Da, 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 bineînțeles, este o echipă foarte bună, cunoscută în Europa. Noi mergem la victorie. Cum cum s-au produs zilele acestea de antrenament cu echipa mare? Au fost uh, antrenamente bune. Noi unii juniori, printre care și eu am mai venit pe la echipa mare, cunoaștem Vă dați seama, este o diferență puțin între forță, viteză, prim de joc, dar noi, cum a zis și colegul meu Ianis, încercăm prin tehnică să compensăm. Ai vreun idol în fotbalul românesc sau în fotbalul mare? Da, idolul meu este Mesut Ozil. Eu cred că se mănăm și sper să ajung unde a ajuns și el. Multă baftă, mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos!